Ce prieten de-a iepurașului! Cine a furat casa păsărelelor? Hei, băieți, ia priviți! Nu-i așa că e frumoasă? Da, pare foarte confortabilă! Foarte curând, niște păsărele vor veni și vor locui aici. Cip, cirip, cip, 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 cirip, cip, cip. Vai de mine. Ar fi fost o casă uimitoare. Decorată cu ciuperci, ornamentată cu frunze. A căzut pentru că era mult prea grea. Nu, domnule urs, a căzut pentru că tu erai prea greu. Le vom construi o altă căsuță, decorată cu ghinde și flori. Pentru mine, relaxarea e cea mai bună muncă. În regulă, așa. Ce treabă bună am făcut. Și mai presus de toate, nu e prea sus. O casă pentru păsări ca asta ar trebui să fie pusă în muzeu. Aveți grijă la hoți. Cine să o fure? Cine crezi? Hoții de casă de păsări, desigur. Ha, ce tot vorbești acolo? Poate ar trebui să montez o alarmă. Păsărele, păsărele, cip, 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 sunt atât de fericit! Mereu m-am întrebat cum de intră pe găurica asta mică. Acum mă întreb, cum pot ieși de aici? Îmi stai pe nas? Nu mă mai ciupi, te rog! Stop! Au! Opriți-vă, vă rog! Ce dimineață dulce și liniștită este azi! Căsuța mea de păsări! Hei! Hei! Opriți hoțul! Opriți hoțul imediat! Predă-te, holț de case pentru păsărele, ești prins! Miroase a supă! Au! Iepuraș? Nu iepuraș, ci păsărică! Nu, sunt un iepure! Zâmbește! Drăguț, nu? Cât eram blocat acolo, ne-am împrietenit! Păsărele, păsărele, cip-cirip, cip-cirip, sunt atât de fericit! Ce prieten de-a iepurașului! Durerea de dinți. Mm-hmm.
Dacă am înțeles bine, iei 5 grame de lăcuste uscate. De ce nu te duci la dentist? Dar rețeta e a stră budicii mele, Lisa. Poțiunea trebuie să meargă. Croco, ea a fost cumva dentist? Într-un fel, de fapt i-a înghițit un dentist, așa că a devenit și ea unul. În plus, am fost și eu la dentist mai de mult, știi? Și nu mi-a plăcut deloc, pesto. Aici spune cum să îngrijești dinții de iepuri, nu cei de crocodil. Păi, o pagină este ruptă. În plus, toți dinții sunt la fel. Ce ciudat. Încă mă doare dintele. Sper să n-aibă efecte secundare poțiunea asta. Mă mănâncă limba. Poți să te uiți? Arată bine. Ce-aș mai mânca un morcov acum? Salutare, bună ziua! Aș dori un morcov ca ăsta, vă rog. Și eu îl vreau pe cel mai mare. Salutare, iepuraș! Ați venit să luați morcovi, a? Nu sunt un iepuraș, sunt un iepure, iar el e... Cum de îndrăznești, domnule? Eu nu sunt iepuraș, sunt crocodil. Să te aperi! Mersi, micusule. Sunt efectele secundare ale poțiunii. Iată, uite, ți-a căzut dintele de lapte. Păi atunci vă prezint cel mai bun leac pentru durerea de dinți. Să știți că nu are efecte secundare. Nici măcar pe crocodili. Ne începem ziua. 10 prieteni de-a iepurașului. Vulturul magic. Interesant, cum preziceau oamenii vremea în trecut? Avea acum mult timp, era un șef indian brav pe nume Tam Tam. El avea un vultur magic de lemn care putea prezice vremea. Vremea de azi e însorită și uscată. Tam Tam era foarte mândru de vulturul lui magic. Dar nu era așa mândru de micuțul numit Labe Pufoase. Acum haideți să începem antrenamentul. De ce nu mi-arăți lăstarii? Vezi tu, acel mic indian era o gură cască. Aș mai adăuga niște lăstari. Lăstari? Nicio problemă.
O să fie o supă foarte groasă. Gusto, să mai adaug lăstari? La câte pene avea pe cap, a fost numit paznic de noapte al vulturului. Dacă îți vrei vulturul înapoi, adu un sac plin de aur la roată. Ai tăi gangsteri, așa e semnată. Poți conta pe iepure, am să-l recuperez. Prognoza pentru ziua de mâine este... Iepurașul! Nu sunt un iepuraș! Sunt iepure! Cu labuțe bufoase! Zbor! Pot să zbor! Nu! Ce m-am înșelat! Urcă aici! Mi-am luat zborul din nou! Zbor! Oh, nu! Iar m-am înșelat! Și așa, vulturul magic a fost adus acasă. Acum numele tău va fi Gheară de Vultur. Ce s-a întâmplat cu gangsterii, fiule? Nu-ți face griji, se dau în cursa vieților. Zece prieteni de-a iepurașului. Ghicitoarea. Hai, salut, iepuraș! Vrei să auzi o ghicitoare? Un arici are două mere, o veveriță are unul. A? Câți castraveți au cu toții? Ce castraveți? Ei au numai mere, hotărăște-te! Ce castraveți? Castraveți verzi, desigur! Mi-au gătit o mamasă de mere! Ghicitarea asta nu e dreaptă și nu sunt un iepuraș! Câți castraveți! Ce s-a întâmplat? Ce te reține? Bună, iepuraș! Vrei să auzi o ghicitoare? Un arici are două mere! Nu sunt un iepuraș, sunt un iepure! Și m-am săturat de ghicitorile voastre! Atunci, nu ai vrea un covric? Ce nervos sunt! Sunt supărat! Sunt așa furios! Ce s-a întâmplat cu tine, iepuraș? Vrei să auzi o ghicitoare? Un arici are două mere. Ce? Nu, nu din nou! Mă duc să trăiesc în pădure. Nimeni nu mă va mai striga, iepuraș. Rămas bun, civilizație. Le va părea rău, dar va fi prea târziu. L-am numit iepuraș și l-am insultat. Și de asta a fugit în pădure, departe, în sălbăticie. Trăiesc în pădure, fără reviste sau înghețată. O să mă transform într-o o bestie sălbatică.
Mă voi hrăni cu ciuperci. Voi învăța să fac un foc? Voi începe să pictez roci în timpul liber. Și în sfârșit voi inventa înghețata cu bule. Zmeura, preferata mea. Alegeți o înghețată, vă rog. O cupă cu căpșuni pentru mine și una cu zmeură pentru Dilo, te rog. Prune și cireșe pentru tine. Poftim. Iepure, de ce țipi? Eu cad. Adică, voiam să spun, stăteam pe aici. Hei, iepu, nu te supăra. Noi nu am vrut să te rănim. E regulă, prieteni, sunt bine. Și totuși, câți castraveți aveau cu toții? Castraveți? Ne începem ziua. 10 prieteni de-a iepurașului. Prea mult zahăr. Păi, haide! Oh, săracul! N-are un partener pentru karate. Putem crea un aparat pentru lupte pentru Yuh. Ce înseamnă asta? Păi, este cineva care îl ajută pe Yuh să exerseze karate. Hai să facem! Am creat un partener de lupte ca să exersez karate cu el. Spune-mi, Croco, cum funcționează? El este Yuh 2, merge pe zahăr. Nu-l hrăni prea mult, altfel se va strica. În regulă acum, tu fă-ți antrenamentul, noi te salutăm. Mulțumesc, prieteni. Pa, pa. Ce se petrece? E timpul să înceapă antrenamentul. Yuh 2, apără-te! Acum îți aplic mișcarea cobra zburătoare! Cobra, te rog, nu o face! Bă, da, dar Yuh 2, nu te mișca acum! Pleacă de acolo! Antrenamentul nu s-a terminat! E timpul pentru zahăr, să am energie! Panda cade din copaci și apoi sunt buimaci. Ce se întâmplă cu mine? Panda, prietenul meu, ia-mă de mână, aoleu. Deci îi place să recite, ha? Ia să vedem. Crocodilul e sălbatic, periculos, dar și simpatic. Chiar e uimitor, Croco? Uite o vulpe, e roșcată, îi cade blana, e șocată. Și eu
Știu eu! A mâncat prea mult zahăr, a ruginit și s-a stricat. Oh. Vai de mine! Ce păcat pentru noi! Bun! Ce? O să-l curățăm! Ce? Cum? Unde s-a dus? Știu eu unde s-a dus! Haideți, la petrecerea lui Iepu! În regulă! La mulți ani, dragă Iepu! La mulți ani, Iepu! A, uite, e pura de frișcă. Nu sunt iepuraș, sunt un iepure! Hai, băieți, spuneți-ne, s-a terminat petrecerea sau ce? La mulți ani, iepu! La mulți ani, iepu! Vă mulțumesc mult! Prieteni de-a iepurașului. Marele zbor! Vremea e chiar minunată azi. Oh, wow! Nu! 1, 2, 3. Asta e! Minunat! Stai aici! Păi n-am mai văzut! Se pare că un iepure zboară pe cer! Nu, erau vulturi! O, da? Ai văzut vulturi cu urechi cumva? Atunci cum poate auzi? A, da, e o specie rară! Întoarce-te! Atenție la rechinii zburători! Ei, ajutor! Ajutor! Doare! Ia de aici! Ia de aici! Ce grindină ciudată! Hei, iepuraș, de ce zbori așa sus? Nu e un iepuraș, este un vultur, un vultur cu urechi. Eu l-am văzut primul. Stai! Sunt așa fericit! Sora mea mai mare are găini! Nu-i așa că e grozav? Hei, uite! Acest puișor arată exact ca mine! Ce crezi? Hai, spune adevărul! Da, aveți ceva în comun! Aveți ochii la fel! Sunt așa fericit! Hei! Wow! Mulțumesc pentru cupa de aur! Puteți păstra peștele!
iepuraș, nu e un iepure, e un vultur. Ce prieten de-a iepurașului? O idee! Dem-dem, vreau să încerc! Promit că o să am grijă! Încetinește! Încerc! Încerc! Nu te panica! Am să desleg sfoara și apoi... Mai am puțin! Sunt pe aproape! Eu... Ce umeraș bine antrenat ai! Ce tare! Acesta nu e un umeraș, este un bumerang australian! Mare scofală! Ce bumerang australian! Pot să-mi fac și eu un bumerang! E de necrezut. De ce oare nu se întoarce la mine? Oh, nu, s-au întors și n-au venit singuri. Atenție, vă rog, bumerang este în probe. Sună interesant. Ce farfurie de lemn frumoasă! Am nevoie de una așa. Oh, încă o farfurie. Unde-mi sunt bumerangurile? Ciudat! Aici sunt bumerangurile! Le-am căutat peste tot! Farfuriile de lemn sunt ale tale, iepuraș? Dar am stat atât de bine cu ele, drept cercei! Nu sunt iepuraș, sunt iepure! Pe bune, cred că glumești! Drăguț și la modă! Iepure! Sunt iepure! Aș vrea să mă ocup de treaba asta cu bumerangul. Nu bumerang! Spune bumerang! Mi-a plăcut ideea ta de a folosi umerașe, Fred. Am combinat bananele cu umerașele tale și poftim! Uită-te la recoltă! Bumerangurile sunt... nu sunt chiar coapte, dar zboară chiar grozav! Acest umeraș e chiar dulce și bun. Adică acest bumerang. Zece prieteni de-a iepurașului. Fălci. Prieteni, ce faceți?
Căutați ceva anume? Nu avea cum să se ducă departe. Păi atunci, mersi că m-ați salutat. Vino, ajută-mi barca mică să plutească lin la mal. Santa Lucia, Santa Lucia. Hei, salutare, purașele! Nu sunt un iepuraș, sunt un iepu. La 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 la. Vino, ajută-mi barca mică să plutească lin la mal. Santa Lucia. La 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 la. Santa Lu, Santa Lucia. Da da, Santa Lucia. Da. Cum de am ratat-o? Oh, pot să le spunem și celorlalți să o caute și ei. Sigur, Croco. La 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 la. Încetați cu jocurile, vă rog! Haideți, ce s-a întâmplat cu voi? Nu înțeleg! Rechin? Ce rechin? Despre ce vorbiți? Nu sunt rechini aici! Spune! Fugi! Și așa cum spunea. Wow, amice! Asta nu e posibil! Nu se poate întâmpla, nu! E imposibil! Nu sunt rechini în zona asta! Ce e neregulă cu el, Scroco? Se comportă cam ciudat astăzi! Priviți pinguinii! E doar un vis urât! O să mă trezesc acum! O să-mi deschid ochii și într-un moment coșmarul va dispărea! Imperio! 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 Ești în regulă? Știi ceva? Noi am făcut un senzor pentru temperatura apei. Și pe urmă l-am pierdut. Un senzor? Da! Da! L-am urmărit toată ziua! Trebuie să inventăm ceva antistres acum. Ar fi grozav să-l facem să arate ca un șarpe. Ce spui de asta? Zece prieteni de-a iepurașului. Scufundări. Iepure în abis. Ce film grozav! El a lovit caracatița, uite așa! Îți poți imagina cum este pe sub apă? Științific vorbind, monstrii nici nu există. Oricum e foarte fricoșător. Sunt o caracatiță cu un ochi. Hei, băieți! Submarinul nostru e gata de scufundare. Vrei să vii cu noi? O să vezi totul. Nu-l mai putem aștepta pe Dilo? Așteptați-l pe Dilo! Am întârziat?
Adâncime de 3 metri! Aha. Oh, wow, tare! Nu am mai fost niciodată într-un loc atât de adânc! Mustrii trăiesc pe aici! Tentacule! Oh, nu! 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 Suntem atacați! Ai vrut să sperii o pisică de mare, nu? Tu stai aici! Nu te mișca! Mă întorc imediat! Poftim, Dilo! Păi, știi, știi, apa e prea tulbure acum. A, știu. E înfricoșetor aici deloc. Este foarte frumos. Și dacă sunt monștri cu un ochi aici, sub apă? Asta e nonsens. Sunt povești de copii. Ajutor! 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 Iepuraș? Dilo? El nu e iepuraș. El e iepure. Nu trebuie să notați dincolo de geamandură, băieți. Altfel vă prind monștrii. Zece prieteni de-a iepurașului. Mașina timpului. Da. Gata. Repar mașina acum. Nu mă deranja, sunt ocupat. Această mașină a timpului nu-ți dă o oră de prânz. Bine, pornește motorul. Ups, îmi pare rău, Croco. Ieși afară din mașină, dragă. Și ce vrei să-ți aduc din viitor? Adu-mi ghete de iepuraș. Păi, motorul e prea slab. Nu te duce mai departe de mâine? Ai vrut un iepuraș? Uite-l aici! Eu am cerut ghete de iepuraș! Cine e acolo? Sunt eu, iepurele! Am venit să-mi iau înapoi toba teleghidată! Prefete, că ești o oglindă! Nu am timp să explic! Trebuie să-l păcălim. Aha. Deschide ușa. Da. E gata toba mea teleghidată? Păi, vezi tu ești de astăzi, iar
iar tu de mâine. Ha, ca hamburgerii. A? Un iepuraș e bun. Doi sunt și mai buni. Nu sunt un iepuraș, vreau să mă întorc înapoi mâine. Pe curând, prieteni buni. Hei! Oh, nu, am setat ieri în loc de mâine și m-am văzut pe mine de ieri. A uitat să mă lase înapoi ieri, adică azi. Toți au mers cu mașina în afară de mine, vreau și eu o tură. Un iepuraș e bun, doi iepurași sunt și mai buni, iar trei sunt... Nu suntem iepurași, suntem iepuri, toți pentru unul și unul pentru toți. O să te multiplicăm și pe tine, așa te vei învăța să nu mai îmi zici iepuraș. Au plecat cu toții? Am căzut din mașină ieri. A trebuit să mă ascund în dulap pentru o zi întreagă. Am dus toți iepurii acasă mergând spre ieri și mâine, asigurându-mă că nu mă întâlnesc cu mine. Totul este foarte complicat. Nu am timp să explic. Trebuie să-l păcălim, da? Aha. Cine e acolo? Iepurașul din nou? A? Hei, iepurașule, tu ești? Nu suntem iepurași, suntem iepuri. Nu suntem iepurași, suntem iepuri. Nu uita să te abonezi la canalul Hey Kids pentru mai multe desene animate și povești pentru copii!